Bine v-am găsit! Sunt Valentina Moisei și vă prezint știrile publica.md. Protestatarii din fața Parlamentului au blocat în această noapte centrul capitalei. Aceștia au venit cu sute de mașini pe care le-au parcat pe bulevardul Ștefan cel Mare, în perimetrul străzilor Bănulescu, Bodoni și Serghei Lazo. După câteva ore, activiștii s-au retras, iar circulația pe drumul principal a fost reluată. Moldova va fi inclusă în grupul de lucru pentru interconectarea conductelor de gaz în Europa Centrală și de Est. Premierul Valeriu Streleț întreprinde astăzi o vizită oficială la Bruxelles, unde va semna un memorandum în acest sens. Astfel, țara noastră poate obține acces la cel puțin 3 surse de gaz. Carambol cu 8 mașini în centrul capitalei. Accidentul s-a produs aseară pe strada Ismail. Potrivit martorilor, unul dintre automobile a frânat brusc, iar șoferii celorlalte vehicule nu au mai reușit să oprească din cauza că nu respectau distanța. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Grupul de lucru pentru reformarea sistemului anticorupție se va întruni astăzi în ședință. Noua structură a fost creată la propunerea președintelui Parlamentului, Andrean Candu, și are menirea de a elabora un set de proiecte legislative pentru resetarea întregului domeniu de luptă împotriva acestui flagel. Potrivit șefului legislativului, în acest fel poate fi recăpătată încrederea cetățenilor, dar și a partenerilor de dezvoltare în instituțiile de stat din țara noastră. Alexandru Lukashenko a câștigat cel de-al 5-lea mandat de președinte al Belarusului în cadrul alegerilor prezidențiale de ieri. Potrivit rezultatelor preliminare prezentate de autoritatea electorală de la Minsk, în favoarea actualului șef al statului au votat peste 80% dintre alegători. Marin Rebecca, modelul cu braț bionic care a defilat luna trecută la Săptămâna Modei de la New York, a apărut într-o sesiune foto fierbinte. Diva a pozat alături de un veteran de război în vârstă de 29 de ani, care și-a pierdut piciorul drept în urma unui atac cu bombă produs în Irak. Dacă ați fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imaginile în secțiunea Știrea ta de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md, iar noi ne revedem mâine dimineață.